Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Ne aflăm în mijlocul fermei Piscicole Lunca, din județul Tulcea, pe malul lacului Golovița. Ne aflăm într-o zonă, într-adevăr, este un rai. Am toată lumea care a trecut pe aici este foarte impresionată de această frumusețe a naturii și mai ales a peisajelor deltaice. Din acest loc se poate ajunge la fel de repede la Gura Portiței, care este iarăși, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frumoase bucățele de rai din această țară. Este într-adevăr în acest an un flux foarte mare de turiști. Probabil că cu această nenorocire de pandemie foarte multă lume a preferat să-și petreacă concediile în țară și au mai cunoscut în acest fel și frumusețile și peisajele de bază în această țară, numai Delta Dunării. Cu siguranță toate locurile din Ardeal, din Maramureș și din Moldova, din toate frumusețile acestei țări, probabil că au fost reeditate și revăzute sau văzute, cunoscute de către majoritatea celor care își petreceau vacanța afară. Este foarte adevărat, suferim în continuare de o lipsă de infrastructură, de personal calificat, noi nu avem cu cine lucra. Să știți că am sezizat și foarte multă lume dorește să muncească, nici legislația muncii nu ne ajută. Mă rog, sper ca totuși să reușim să ajungem și la nivelul celor care reușesc să facă turism de calitate, așa cum am văzut prin Grecia, prin Italia, prin alte țări care au început, să nu uităm acest lucru, ceva mai devreme decât noi. Deliciul turiștilor este într-adevăr atât peisajul cât și multiculturalitatea și cu bogăția gastronomică a preparatelor din pește din Delta Dunării. Să nu uităm că deocamdată mai greu, dar se mai găsește pește proaspăt nepoluat. Marea calitate acestei zone este faptul că pe o rază de peste 100 de kilometri nu există industrie, deci poluarea este practic zero. Ce le oferiți turiștilor care de acum v-au devenit prieteni? Începând cu cazare, cu preparate, cu modalități de petrecere a timpului liber? Un sejur aici în principiu durează 2-3 zile. Gastronomic vorbind, cele mai apreciate feluri de mâncare au fost, bineînțeles, ciorba de pește, care este, să spunem, emblema zonei. Storceagul, care este o supă de sturion. E adevărat, e făcută cu sturion de acvacultură, dar credeți-mă, este un pește deosebit și un preparat care deja așa a făcut un renume în rândul celor care apreciază preparatele din pește. După aceea sunt drapanele de Marea Neagră, midiile, deși e o istorie grea aici. Mă rog, o să vorbim în alt episod despre cum ne-am bătut joc și de această resursă și cum nu suntem în stare să facem o clasificare a apelor de vreo 10 ani. Ne toți batem, între timp bulgarii au făcut un salt uriaș înainte. Deci, mă rog, după aceea este, bineînțeles, peștele proaspăt, carasul, crapul, somnul, șalău, iarăși este un pește care a cucerit multe inimi. Ca petrecerea timpului liber, vă amintesc faptul că în Juilovca se află cetatea Argamum sau Orgame, cum au numit-o grecii sau romanii. Este prima așezare atestată documentară în această țară, lucru știu de foarte puțină lume. Vă aștept și vă invit pe toți în lunile octombrie și noiembrie, când se strâng păsările pentru a pleca. Este un spectacol unic. Sunt mii de rațe, gâște, berzele, se strâng câteva zeci de mii și pleacă. Este un spectacol unic care ar putea deveni o atracție pentru turiștii din Delta Dunării. Preparat specific zonei Deltei este storceagul, da? Storceagul, da. Ce este acest storceag pentru cine nu știe? Storceagul este o supă de pește făcută din sturion. Este dreasă cu smântână și cu gălbenuș de ouă. Da. Cum se face? Luați-ne cu ABC-ul. Vă luăm cu ABC-ul. Se face cu din legume. Legumele se călesc așa. Prima dată se călește morcovul și țelena și păstârnacul, apoi se adaugă ardeiul, ceapa, cartoful și după ce fierb astea, se pune peștele sturion tăiat cu bulețe.
Și la final, când se termină, se drege cu smântână și gălbenuș de ouă. Este cumva rudă cu ciorba de burtă. Exact, e aproape de... da. Bun, dar specific deltei și preparatelor din pește este și borșul de pește. Și borșul, da, sigur, fiindcă noi suntem într-o zonă aici a deltei care se face borșul lipovenesc. Nu există să nu avem masă fără borș de pește, care este acesta. Se face de mai multe specii de pește, că îi dă un gust. Ce specii, adică? Ce a spus dumneavoastră acolo în ceaun? Somn, crap, punem și plătică, dar plătica să fie mare, caras, pentru gust, că carasul este un pește dulce care dă un gust aparte. Se pune și ștucă, astea sunt... Și zarzavaturi? Zarzavaturile se face ferte, se pune ardei iute, ardei gras, capia, roșu, ceapă, morcov și cartofi. Diferența, deci, între borș și storceag este diferența că ăsta se ferbe, celălalt se călește legumele și nu se drege cu smântână și ou. Da. Și alte preparate din pește specifice, tradiționale? Avem multe. Avem saramura, care se face plachie, pește prăjit, pește la copt, la tablă, cu legume, cum dorește clientul. Când spunem Jurilovca, spunem piscicultură, spunem cultură mare, spunem zootehnie și, bineînțeles, vorbim despre Cherhanale, locul unde peștele vine și pleacă cu aceeași dexteritate cu care se mișcă și în apă. Spuneți-ne, la Cherhanaua de aici, din Jurilovca, cum a fost acest an, cum vi se pare, pentru că a fost unul ușor atipic? Da, bună ziua, bine ați revenit la Jurilovca. Da, într-adevăr, anul ăsta este unul atipic pentru că, din păcate, situația ne-a afectat în sensul în care colaboratorii noștri, parte dintre ei sunt din zona Horeca și atunci, nefiind o siguranță, parte dintre ele fiind închise, nu am avut posibilitatea să ne comercializăm peștele. Peștele adus, bineînțeles, de la pescari și totodată, practic, și noi ca societate și pescarii au fost în situația în care, din păcate, nu au putut să-și valorifice peștele. Este o situație care trebuie să găsească până la urmă o rezolvare sau măcar să treceți de limita de supraviețuire astfel încât să ajungeți cu bine în etapele viitoare. Da, și noi ne dorim asta pentru că una dintre principalele activități și semnificative din zonă este pescuitul. Acum, din fericire, ultimile două luni, dacă s-au deschis puțin domeniile de activitate, oamenii au început să se miște, am avut turiști în zonă și spre bucuria noastră, nu neapărat din pescuit, dar și din partea de cazare sau de oferirea de alte servicii, localnici și totodată pescarii au reușit cumva să aibă un venit. Spuneți-ne, ce înseamnă existența acestei cherhanale pentru oameni, pentru pescari, pentru noi, pentru toți? Păi este un simbol, având în vedere că Jurilovca a fost una dintre cele mai mari comunități de pescari din Delta Dunării și din România. Acum încercăm cumva să o păstrăm și să povestim cumva, să vindem povestea turiștilor, celor care vin în zonă și totodată să le oferim încă peștele nostru autohton, pentru că și aici este o mare problemă, parte dintre peștele care ajunge în piețe este de import și nu este etichetat corect și intră în concurență cu peștele nostru și automat apar tot felul de situații neplăcute. Apropo de acest lucru, ce înseamnă pentru dumneavoastră, oameni implicați direct în această activitate, prețul peștelui, cu cât pleacă de la dumneavoastră până când ajunge în farfuria noastră? Da, acum depinde prin câte mâini trece, pentru că prețul peștelui la pescar variază în funcție de specia respectivă. Și aici vorbim de caras, este un exemplu cât se poate de corect, ajungi, la pescare este 5 lei. Iar mai departe, Cherhanaua își pune 1 leu 50, 2 lei maxim își pune adausul. Iar apoi vin pescăriile și pescăriile își pun adausul lor și tot așa. Nu este cam mare acest angrenaj? N-ar trebui scurtat cumva încât să câștige mai mult cel care îl
pescuiește până la urmă. Și noi ne dorim asta, dar vedeți dumneavoastră ce să facem, ca să vină clientul din București, din Prahova, din Timișoara să cumpere direct de la Chirhana, vă dați seama că este imposibil. Și atunci apar costurile pentru societățile care valorifică mai departe de transport, de închiriere spații și, mă rog, alte taxe către stat. Ați spus puțin mai devreme că ați avut pierderi mari în acest an, ajutor din partea statului sau a forurilor de resort. Ați simțit pe undeva? Ați avut vreo promisiune? Aveți vreo speranță? Nu avem nicio speranță, pentru că oricum piscicultura a fost o ramură foarte tare afectată și nu a fost susținută niciodată. Deci piscicultura nu a primit bani niciodată. Și aici vorbim, eu vorbesc strict pe partea de pescari, nu au primit subvenție, la fel ca toți ceilalți crescători de animale, pentru că și la ei nu este o activitate. Pescuitul, de fapt, este o activitate de subzistență. Adică încercăm cumva să punem pe mesele oamenilor peștele nostru autohton. În alte țări există subvenții, există o sprijin către ei. Din păcate, ne confruntăm cu prea multe probleme și tot, din păcate, o spun că ușor-ușor această activitate, care de fapt este o emblemă sau o tradiție, o să dispară. Atunci, dacă pescuitul o să dispară, turismul, înțelegem că nu a fost unul foarte profitabil, agricultura în general, mă refer la cultură, la zootehnie, nici ea nu a fost. Da, o să ajungem cum suntem în momentul de față, o țară consumatoare și nu o țară care produce. Adică de ce să nu luăm exemplu altor țări, cum este Ungaria, cum poate și Bulgaria, fac acvacultură sau susțin comunitățile de pescari și totodată zonele unde peștele trăiește, să pot fi decolmatate, să se facă repopulări. Numai așa vom reuși să valorificăm și să câștigăm cu toții din chestia asta. Și pescarul, și turistul, și consumatorul, pentru că atunci știe că are pe masă un pește curat. Poate un program coerent, un program pe termen lung? Eu cred că ar trebui niște specialiști care să lucreze în cadrul ministerelor, nu oameni care sunt puși pe funcții prin relații și cunoștințe. Bine ați venit la Livada Sapangia din județul Tulcea. Cu cine stăm de vorbă? Vali Clocotici. Bună ziua, eu sunt Ramona Clocotici, fiica. O familie. Da. O familie care se ocupă cu? Administrarea acestei livezi de 5 hectare aproape, unde avem plantați aproape 5.000 de pomi, din toate soiurile, începând de la cireș și până la gutui. Spuneți că aveți toate soiurile aici, așa ați vrut dumneavoastră sau așa a fost să fie? Așa a fost să fie. Inițial noi am vrut să facem o livadă de la zero, însă căutând teren am găsit livada gata plantată. Foarte, foarte bine pusă la punct. Fostul proprietar s-a gândit foarte bine, a pus toate soiurile, deci fructele se coc pe serie și avem tot timpul anului fructe la vânzare. Spuneți că ați găsit-o așa, toată familia a venit de la început aici sau ușor-ușor v-ați reunit în livada familiei, cum s-ar spune? Nu, inițial toată familia a venit aici, dar după două săptămâni... A fost ceva mai greu pentru noi cei tineri pentru a ne adapta, având un alt stil de viață, însă știind că avem o bază în părinții noștri, am lăsat pe ei să se descurce în continuare și noi am mers unde munceam de obicei. Acum, încet, încet, încercăm să venim și noi acasă, să învățăm ceva de la ei pentru a-i putea ajuta și continua afacerea. Vă place ceea ce faceți? Mie personal, foarte mult. Începe să ne placă și nouă. V-ați vedea, de exemplu, în altă parte să plecați din nou sau să nu mai fiți împreună cu familia aici, la livadă? Acesta a fost și motivul pentru care noi am cumpărat această livadă, pentru a fi împreună și bineînțeles că nu o mai văd plecând de aici. Aveți produse de toate felurile, de când încep să se coacă probabil primele cireșele și vișinele, până în toamnă la gutui, nu? Că așa se spune, gutui amărui în toamnă. Cu puf galben ca de pui. Foarte adevărat. Cine cumpără produsele dumneavoastră? Unde le trimiteți? Cine vine să le cumpere? Toate produsele aici se vând la noi la poarta livezii. Avem clienți din apropiere, din Tulcea, inclusiv clienții din Constanța și turiștii.
Deci 70% pot să spun că produsele noastre sunt vândute la turiștii care vin din toată țara și merg în Delta. Se opresc la poartă și cumpără? Cu mare plăcere se opresc și dacă s-au oprit odată, siguranță se vor opri și a doua și a treia oară. Îi invităm să intre și în livadă, să-și culeagă singur produsele, să vadă mai exact ce se întâmplă într-o livadă. Și intră și culeg? Da. Ce spun după ce... Știți cum este? Să-ți culegi fructa, să o savurezi, să-i descoperi gustul. Ce spun după ce fac toate aceste lucruri? Avem comentarii foarte frumoase de la clienții noștri care ne-au vizitat livada. Modul acela de a face wow în momentul când au gustat din fructul nostru, cred că a făcut mai mult ca prețul unui kilogram de fructe. Dumnealor a vorbit la rândul lor la alți clienți, s-a întâmplat zi când un client din livadă au trimis poze la altor familii din Constanța și au așteptat și au venit în același moment, în aceeași zi, au venit 5 familii de la Valul lui Traian împreună cu copiii, au stat, s-au relaxat și au promis că vor veni în continuare să ne viziteze livada. Retrăiesc amintiri din copilărie și aduc aminte de gustul fructelor din livezile sau grădinile bunicilor. Fructe proaspete pentru toți. V-ați gândit oare să faceți și procesare, să mergeți mai departe? Da, ne-am gândit de la început chiar. De atât a fost și ideea să venim cu toții acasă, să fim toată familia. Ne-am gândit, sunt 5.000 de pomi, deci e o cantitate destul de mare de fruct. Și am zis să mergem și pe prelucrare. A fost un pic mai greu pentru copii să se hotărască, dar încet, încet sperăm că va fi și aceasta pusă în plan. Dar baza va fi tot mama, pentru că produsele ei sunt delicioase și cei care ne-au vizitat... Rețete de gemuri, de compoturi? Exact ca la mama acasă, exact cum le face ea, fără alte adaosuri. Cei care ne-au vizitat și au intrat chiar la noi în beci, ne-au cam golit rafturile. Vă bucură lucrul ăsta să vă golească rafturile? Bineînțeles. Mă face mândră de mama mea și de părinții mei. Avem în fața camerei partea feminină, să spunem, preponderent. Bărbații sunt mai emotivi? Poate și asta, dar ei au vrut tot timpul să fie cei din umbră, cei care au făcut munca mai grea și doamnele să iasă la înaintare. Să ia inițiativă. Da. Pentru că tot vă întrebam de procesare și faptul că faceți, iată, dulcețuri, gemuri, ați gândit poate și pentru un produs cu denumire tradițional? Pentru mine, numele acestei afaceri și brandul nostru este Livada Sabangia. Lumea ne cunoaște ca și Livada Sabangia și probabil că așa vom rămâne și pe viitor. Sabangia și produsele acestora. Spuneați că sunteți într-o zonă în care pe vremuri se spunea că fac cele mai bune fructe în perioada de vară. Este în continuare zona asta de Dobrogea, o zonă care este binecuvântată pentru astfel de livezi? Nu prea a mai rămas în zona Dobrogei foarte multe livezi. Din câte știu, avem aici în apropiere o livadă la Baia. Dumnealor de 2 ani de zile n-au putut să producă nimic. Și când zic nimic, chiar nimic, fiindcă au fost afectați foarte tare de îngheț. În apropiere nu pot să zic că țin legătura cu alte livezi, mai degrabă țin legătura cu livezi de la Bacău, de la Voinești, de la Focșani. Acolo am mers, am făcut un schimb de experiență și eu și soțul meu, dumnealor au venit la noi. Ne place să vedem ce se întâmplă într-o altă livadă și ce e bun, luăm de acolo și practicăm la noi. În schimb, având în vedere comentariile celor care ne vizitează livada și ne gustă produsele, chiar putem spune că suntem binecuvântați cu o savoare specială a fructelor. Adică dacă mergeți în altă parte și veți planta aceiași pomi, să înțeleg că sunteți siguri că nu va avea aceeași... Cu siguranță. Contează foarte mult și solul unde sunt plantați pomii, contează foarte mult și cum sunt îngrijiți pomii și așa cum am mai spus, eu cred în continuare că pomii părinților mei sunt atât de productivi și datorită nu doar eforturilor fizice, ci și a sentimentelor implicate în momentul în care copacii sunt tăiați, îngrijiți și așa mai departe. Adică vă răsplătesc astfel încât după ce îngrijiți cu atâta drag, vă dau înapoi cu drag fructe savuroase. 100%. Bineînțeles.
Pentru cei care ne urmăresc, iată o afacere de familie, o afacere care se dezvoltă, o afacere gustoasă și dulce, să spunem până la urmă. Și ce le recomandați să guste din fructele pe care le produceți? Acum, în această perioadă, clienții care... De toamnă. De toamnă. Care, da, da. Clienții care vor să ne viziteze găsesc în livadă măr, să zicem 4-5 soiuri de mere, gutui, persica de toamnă, prunele. Perele, să nu uităm, da. Sunt cele mai savuroase pentru mine. Și cam atât. În tot timpul anului avem de toate, de la cireș și până la gutui. Unde vă găsesc? Să le dăm și un punct de reper. Clienții pot vizita pagina noastră de Facebook, Livada Sabangia, iar acolo vor vedea fotografiile noastre din livadă. Iar ca și reper, suntem în Sabangia, comuna Sarichioi, județul Tulcea, în spatele lacului Razel. Pentru că tot vă gândiți la, poate, la o afacere integrată. Dezvoltarea poate fi nu numai pe ceea ce înseamnă producție. O completare cu o pensiune, agroturism, animale. Urmează ca în viitorul apropiat să înființăm și o... Cei tineri, am văzut, ați făcut semnul, cei tineri, nu? Da, da, păi ei se ocupă de livadă, iar noi urmează să ne ocupăm de înființarea unei pensiuni, pentru că cei care vizitează această zonă și în principal livada își doresc foarte mult să petreacă mai multe zile la noi, să muncească și efectiv în livadă și să se bucure de roadele livezii. Foarte mult, îi îmbiem și probabil că pe viitor vor putea fi aici și să stea să vă ajute, în afară de faptul că ei culeg zilnic, poate vor sta mai mult. Plus că sunt copiii din oraș care poate nu au posibilitatea să mănânce fructele direct din pom sau să vadă cum arată un fruct în pom. Din pom. Exact, exact. Eu având și mâna ruptă, nu știu câți copii își mai rup mâna în ziua de astăzi căzând din pom. Este o experiență frumoasă pentru oricare familie cu copii care ne calcă pragul și ne vizitează. Mulțumim, AgroTV vă dorește spor în activitate, să vă dezvoltați așa cum vă doriți și data viitoare când venim, nu știu când, peste o lună, peste un an, peste 5 ani, să găsim aici și acea pensiune pe care vă doriți și o fermă, o mini fermă de animale, nu probabil? Doamne ajută! Da, cu hambar ca în desene animate, așa spune surioara mea. Așa să fie! Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.